Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu, etalare pentru februarie 2021. După cum vedeți, au venit câteva cărți. Însă, ce mai frumos! Mesajul principal care poate să aibă legătură cu povestea pe care o voi descrie sau să nu aibă legătură. Primul mesaj și cel mai important este consilierea. Dragii mei lei, unii dintre voi, dintre noi, că mă includ și eu cu ascendentul meu, dintre noi cei care avem planete în zodia leului și planete sensibile, gen lună, Venus, ascendent, ce-o mai fi, da? Nu doar soare. Avem această natură empatică, care o manifestăm în general cu cei din preajma noastră. Așa sunt lei, varianta lor bună, sau măcar în momentele lor bune. Da, există și lei egoiști, există și lei toxici, există și chiar și noi, toți care încă existăm pe acest pământ, avem o latura noastră toxică, la care trebuie să lucrăm tot timpul, da? Însă, în general, lei au această capacitate de a concilia. Sunt empatici. Varianta lor superioară, evident, sunt sensibili, sunt inteligenți, sunt creativi. Consilierea a venit pentru acei lei care au capacitatea de a vindeca prin cuvinte, de a asigura sfaturi înțelepte și, cum zice și în carte, o ureche empatică. Puteți să ascultați și să. Prin natura casei pe care o reprezentați, casa a cincea, a creativității, a copilului, a copilului interior, să veniți cu soluții creative pentru cei care vin în fața voastră și își deschid sufletul. Îmi place foarte mult cartea asta pentru că simt că rezonează cu leii frumoși, leii care îmi plac și mie la maximă. La capătul setului de cărți, iar se confirmă faptul că vorbim de niște lei care sunt pe o anumită cale, au ales calea. Și în această cale de creștere spirituală se ghidează nu doar după inimă, că ei reprezintă inima, da, de-aia sunt empatici în general, nu doar după copilul interior, dar și după cristale, după vibrația cristalelor. E frumos că și eu mi-am tras ametistul mai aproape de mine. Se ghidează după această, ia uite, copilul interior iar a revenit, după o justiție pe care se simt ghidat să o manifeste, după o dreptate, sau mai bine zis, după dorința de a face dreptate. E o dorință interioară pe care probabil că unii dintre noi voi o manifestați de când sunteți mici, de a face dreptate. Natura regală a leilor au această calitate de a încerca să aducă dreptate în viața celor năpăstuiți și, evident, de a manifesta dreptate și în viața lor. Este și cartea care îmi place cel mai mult dintre toate, când tot am vorbit de Casa a Cincea a Creativității, a capacității unor lei sau persoane cu planete în zodia leului de a fi foarte creativi și foarte expresivi. Nu doar cristalele, dar și arta. Și arta manifestată, evident, din această natură copilăroasă, artistică, Casa a Cincea e o casă artistică, da? Toate aceste cărți vă susțin a fi un consilier foarte complex, creativ și corect. Practicați în continuare toate aceste lucruri și veți descoperi că oamenii vă vor iubi mai mult în momentul în care sunteți cea mai bună versiunea voastră. În fine, s-ar vorbi mult despre aceste cărți. Cine le vede poate să-și compună deja o întreagă. Chiar vă sugerez
să vă compuneți un eseu pe aceste subiecte. Cristale, de ce îmi scapă mie acum? Expresie creativă, copii, justiție, da? Și consiliere. În timp ce am amestecat cărțile, au ținut musai acestea patru să vină. Și apropo de ce am discutat mai devreme, unii dintre voi am senzația că ați fost prea empatici cu acest rege de cupe, prea sensibil. Știm sigur, dacă nu știți, vă zic eu, leii sunt foarte sensibili. Și cine are planeta acolo este foarte sensibil. Mai ales Venus. Bine, la Marte mai puțin, dar Lună și Venus și Ascendent și Soare, da, sunt sensibili. Unii dintre voi, mai ales dacă aveți Lună, sunteți și mai sensibili. Și această sensibilitate v-a pus oarecum, v-a obosit sau v-a, prea multa voastră empatie, încerc să aleg cuvintele, prea multa voastră empatie v-a făcut să amânați un anumit spor și o anumită transformare. Ați investit foarte mult în grădina asta interioară, emoțională, ați lucrat mult și cu voi și cu cei din preajma voastră și simt că unii ați obosit, pentru că 7 de monede înseamnă și o stare de oboseală. Mai aveți nevoie de încă ceva, un ajutor eventual din afară care să transforme lucrurile în care voi ați investit sau situațiile sau relațiile. Dar, pentru că aveți un rege și o regină, amândoi foarte inteligenți și foarte sclipitori. Simt că pentru unii care chiar consiliază, ar fi bine să încerce să fie un pic mai raționali, da, în ceea ce vor ei să manifeste, pentru că și regina de spade este un consilier, dar este un consilier un pic mai rece, cu o sclipire, cu o minte sclipitoare și în momentul în care manifestați un pic, vă detașați oarecum un pic emoțional de această tendință voastră de a ierta, de a înțelege unor prea multe. Trebuie să fiți mai tranșanți. Trebuie să fiți mai tranșanți și atunci veți manifesta acest as de cupe, care pentru mine înseamnă și vindecare, o altă capacitate de a vindeca pe voi și pe cei din jurul vostru. Sper că mă înțelegeți. Sper că mă înțelegeți. E o chestie foarte delicată. Și vorbesc pentru unii lei care, măi, caută să se dezvolte și știu destui, care vor să fie cât mai bun, că asta e tendința leului, să fie cât mai bun. Deci, pentru cei care lucrați în consiliere, da? Și ajutați oameni și aveți această tendință, cred că în această perioadă ar trebui, pentru că acestea au fost primele, ar trebui să manifestați un pic mai multă rațiune, în felul în care vindecați, în felul în care iubiți, empatizați și acest rege de cupe care poate să fie excepțional de tolerant, să fie lăsat un pic mai în urmă, mai în umbră, pentru că uneori nu-i bine. Uneori nu-i bine. Seamănă sporul, seamănă multe lucruri prin această excepțională toleranță a unora dintre voi. Și cred că unei în relațiile, pentru că e 7 de monede, în relațiile cu cei apropiați, s-ar putea să fi fost prea toleranți unii. Nu toată lumea, evident. Ar mai fi un alt mesaj. Aveți pe cineva semn de aer. Gemeni, balanță, vărsător, care își dorește foarte mult să comunice cu voi și să manifeste un nou început. Să vindece situația este între voi. Să vindece o dragoste pe care n-au manifestat-o. După cum vedeți, regele de cupe stă cu spatele la regina de spade. Au întors oarecum spatele acestor emoții. Aceste iubiri. Există un semn de aer care simte profund pentru voi. Regele de cupe reprezintă dragoste
Adevărată, da? Și au stat cu spatele la această dragoste și din cauza asta sau relația dintre voi a intrat într-o stagnare, pentru că 7 de monede stagnează. I-a obosit și pe ei această stagnare, eventual și pe voi. Și acest personaj își dorește, acum rămâne de văzut dacă și materializează ce își dorește. Se gândește, simte, așteaptă de mult timp să comunice toate aceste lucruri cu voi, să comunice dragostea pe care o simte sau măcar emoțiile. Își dorește să comunice această posibilitate, această oportunitate emoțională, sentimentală, pe care o anticipează, o vede, o simte de mai mult timp. Acum, dacă o să fac acest lucru, acest semn de aer, iar variază. Sunt multe... Acestea două sunt mesajele principale pe care le simt în aceste cărți. Acest semn de aer simte foarte mult pentru voi. Depinde și de sinastria dintre voi. Dacă aveți aspecte cu lună, cu Venus, e foarte posibil. Nu zicem că semnele de aer nu simt. Ba nu, simt. Doar că ei se concentrează foarte mult pe rațiune. Dar v-am dat și varianta în care și voi ar trebui să fiți un pic mai rațional când este vorba de inimă. Asul de cupe, asta reprezintă inima și inima este zodia leului, da? De-aia zic, chiar dacă sunt cupe, asta nu înseamnă că nu vorbim de zodia leului. Și vorbim de lei sensibili, lei cu capacitate de vindecare, de consiliere, da? Care atrag oameni, atrag voi, inima zodiacului, da? Atrageți oameni care nu se pot exprima emoțional. Că o fi acest semn de aer, că o fi altcineva, poate un semn de pământ, poate un semn de apă, cineva care își neagă emoțiile și a negat emoțiile. Și uite, așa relația a intrat în stagnare, într-o stare de... N-a mai progresat, pentru că 8 înseamnă progresie. Asta spun, că vibrația voastră de personaje empatice și inteligente și creative atrage oameni și ei cu calități, dar care nu se pot exprima, că voi aveți această capacitate de a vă exprima creativ, dar ei nu se pot exprima ca voi. Și trebuie să înțelegeți, pe de o parte, să-i consiliați, cum am zis mai devreme, dar, cum am zis și dați înapoi, să manifestați și voi un pic de rațiune și să vedeți când puteți să tolerați, când nu. E o chestiune foarte sensibilă. Știu că altcineva ar putea să citească aceste cărți altfel, dar eu așa simt să le citesc. La capătul setului de cărți văd că aveți lumea. Lumea. Ați tot încercat să... Ia uite. Poate că acasă, poate cu soțul, soția, nu neapărat semn de pământ. Pentru unii poate să fie, pentru alții nu. Ați tot încercat să vă împăcați judecata. Să vă bucurați într-un fel de această relație. Ați tot încercat să o luați de la zero și poate în aceste încercări nu ați spus valetul de spade, nu ați spus tot, e o spadă în jos, nu ați spus tot, poate ați fost defensiv, poate nu v-ați deschis sufletul, că zice să nu-i răniți, să nu spuneți tot. Vorbesc de lei empatici, nu de lei care trag cu arcul direct în sufletul oamenilor, pentru că sunt și asemenea lei. Am senzația că acest stil se încheie sau încercați în această nouă lume, în această nouă etapă, în acest nou an, să aveți eventual o nouă strategie. O nouă strategie despre cum să rezistați și cum să... Pentru că 5 are casa 5-a aleului. Să aveți o minte creativă care vă poate aduce victorii. Sunteți, într-adevăr, unii dintre voi sunteți un pic obosiți, dar vreți să rămâneți în picioare, aveți această ambiție.
De a rămâne în picioare, de a vă lupta pentru ceva. Pentru ceva. Rămâne de văzut cum acest mesaj se regăsește în celelalte care vor veni sau sunt separate. Poate vă limitați doar la aceste mesaje și nu la cealaltă etalare. Pentru unii, poate că ați obosit să vă luptați cu invidioșii și dușmanii. Ați obosit. Dar trebuie să rămâneți în picioare, să vă schimbați strategia. Asta e. Unii aveți de-a face cu un semn de apă. Clar. Nu toată lumea. Dar iau, au picat cărțile. Stați un pic, iau. Poate să fie frate, soră, rudă. Aveți de-a face cu un semn de apă. Ce simt? Simt că semnul de apă, dacă aveți de-a face cu un semn de apă, este obosit. Este obosit. Și dacă aveți discuții, încercați o abordare nouă, profundă și eventual sentimentală, conform naturii acestui semn de apă. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Ok, hai să amestec. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu. Februarie 2021. Ia să vedem. Dacă au legătură mesajele. În trecut, 3 de cupe l-am văzut și mai devreme. Judecata am văzut și mai devreme. Nebunul l-am văzut și mai devreme. Din anul 2020 vă tot gândiți la un nou început. Vă tot gândiți la un nou început. Ce înseamnă asta? Poate să varieze. Există un 3 de cupe. Poate că a fost un triunghi pentru unii. În viața unora o fi fost un triunghi amoros. În viața unora trebuie să o zic și pe asta. Cineva a manifestat o nebunie în viața sa personală. S-a încercat, s-a judecat, s-a încercat împăcarea, eventual, la un moment dat, în trecut. Dar, până la urmă, concluzia, ați judecat, că am văzut Regina de Spade, ați judecat bine și vă gândiți de ceva timp la un nou început. Vreți să ieșiți dintr-un cerc vicios, zic eu. Dacă este triunghi amoros, este un cerc vicios. Unii dintre voi v-ați gândit foarte mult la întâlnirea cu un suflet pereche. Vă gândiți foarte, de mult timp, la întâlnirea cu sufletul pereche. Și tot încercați să ascultați intuiția, să vedeți când ați tot așteptat, să vedeți când se manifestă acest început. Am senzația pentru unii că, bine, ar trebui să clarific. Dar unii ați așteptat acest suflet pereche, nemanifestat încă pentru că e zero. Și ați lucrat oarecum cu intuiția voastră, ați încercat să vă ascultați îngerii. Dar evident ar trebui să clarific pentru că sunt multe posibilități. Deocamdată asta le-am simțit în acest moment. În prezent. E interesant și racul a avut eremitul în aceeași poziție, tot în prezent în aceeași poziție. Poate aveți planete în rac acolo. Și în viitor, e bine, nouă de cupe, să vedem. Ia uite, regele de cupe, ce frumos! Și 5 de bâte. Da, vreți să manifestați ceva nou. Wow! Wow, ce frumos că am scos în continuare, dar mai încolo. Mai încolo. Deci acum, sunteți așa, între două variante. Aveți un semn de pământ
Regina de monede, care cam are, să zicem, elegant o strategie. Are o anumită strategie pe care probabil că voi o intuiți. Da. Ori un semn de aer vrea să plece de lângă un semn de pământ, iar pentru unii, ori un semn de pământ are o strategie. Are un gând nu tocmai, n-aș ști ce musa e corect. Direct. Nu e direct. În felul în care vorbește și în felul în care se poartă. Uitați-l cum, da? Și din cauza asta, posibil acest semn de pământ pentru unii să trebuiască să jongleze între două situații. Acum nu stau să judec. O fi semnul de pământ în relație cu voi, poate nu e în relație cu voi, poate în relație cu altcineva. V-am zis, ar trebui să clarific prea multe cărți ca să pot să vin și nici nu-i normal, la fiecare leu se manifestă altceva, pentru că fiecare are alte ascendenți și așa mai departe, altă generație. Sunt multe variante, însă, există cineva care jonglează între două situații. Dacă n-ar fi fost acest șapte de spade, aș fi zis că, da, jonglează între un job și familie, între un job și alt job, dar e această minte. De ce mi-a venit cuvântul perfid? Este un personaj. Că-i mintea acestui om, semn de pământ, pentru că e totuși o regină, da? De-aia a zis semn. Posibil. Cu fi alt personaj acesta, iar este posibil. Există niște minciuni. Undeva. Sau au existat. Sau la baza acestei povești. Dar, cu fi în viața voastră, cu fi în viața altor persoane cu care voi aveți contact, iar poate să varieze. Poate că un capricorn are pentru unii capricorn sau fecioară, că e al doilea, doi de monede sau capricorn, pentru că regina de monede înseamnă capricorn. Ori un capricorn are o strategie, ori și trebuie să jongleze între ceva și eventual voi, că da, vorbim de voi, da? Ori are pe cineva în preajmă care nu e tocmai corect, corectă. Repet, sunt multe variante, vedeți cu care rezonați. În prezent aveți eremitul pe care l-a avut și racul, poate aveți acolo planete în rac. Eremitul, 5 de spade și 3 de monede. Acum, simplu zicând, aveți și pe cineva în zodia fecioarei, aveți conflicte verbale despre un 3 de cupe, 3 de monede. Triunghi la locul de muncă, pentru unii, nu pentru toată lumea. Există aceste conflicte. Poate nu sunt conflicte pe față. Poate doar o invidie, ceva. Sunt niște jocuri mentale. Sunt niște jocuri mentale. Din partea cui, iar, poate că o să încerc să clarific. Poate că o să încerc să clarific. Însă, trecăm peste asta, peste această variantă. Am zis că voi aveți puterea de a concilia. Încercați să studiați, pentru că asta face eremitul, studiază. Este natura, și nu mai vorbesc de zodia fecioară, vorbesc de energia cărții, pe care ați putea să o preluați și voi, pentru că aveți puterea asta de a concilia. Studiați, faceți lumină într-o poveste și încercați să înțelegeți cine ce jocuri mentale face. Dacă voi aveți, pentru că sunt mulți lei care au această tendință de a fi tăioși în felul în care se exprimă, pentru că e orgoliu, e cinci, e casa cinci, e destul de orgolioasă, e gotică. Da? Acum că sunteți provocați, este normal. Când ești provocat să reacționezi, să spui și tu una alta, nu poți să taci, da? Ca prostul sau ca proasta. Scuzați-mi expresia.
Dar asta e, adică prea multă toleranță, am zis mai devreme. Nu-i bună, cât ai înțelege. Uneori te deranjează și mai ales lei au natura asta geloasă totuși. Știu cum e, am și acolo planete sau, în fine, ce am. Dacă simțiți că sunteți voi geloși pe o anumită situație, încercați să vă înțelegeți și pe voi și pe ei. Că asta face eremitul, aduce lumină în întuneric. Studiază. E Mercur, mai ales că e Mercur retrograd. Nu vă aruncați să spuneți lucruri pe care le regretați că e Mercur retrograd. Aveți grijă. Alegeți-vă cuvintele că eremitul e guvernat de Mercur. Călătorește într-adevăr prin călătoria sa spirituală. Merge către Marea Preoteasă. Către trezire spirituală. Dar fiind Mercur nu înseamnă doar călătorie, înseamnă și comunicare. Și cu Mercur retrograd aveți grijă cum comunicați. Mare grijă cum comunicați. Pentru că, totuși, există acest trei de monede, arată că vreți să colaborați, să creați ceva. Chiar dacă vreți să luați de la zero, vreți să reconstruiți ceva, vreți să consiliați orice ar fi. Toate acestea exprimă trei de monede. Dorința de a construi, da? Dacă spuneți cuvântul nepotrivit, această monedă nu mai poate fi lipită lângă celelalte, ci se dezlipește și pică. Aveți grijă cum vorbiți, unii dintre voi. Și dacă alții vorbesc într-un anume fel cu voi, temperați-vă. Cheremitul este un călugăr, da? Călugării se abțin de la reacții, nu reacționați. Gândiți bine, gândiți bine înainte să spuneți ceva, dacă ei vă provoacă. Oricine ar încerca să vă provoace în această perioadă. Acum ar mai fi o variantă, vă doriți să colaborați, vă doriți să creșteți financiar unii dintre voi, că poate aveți niște probleme, vreți să construiți ceva. Vreți să construiți, clar, că poate să fie casă, poate să vă renovați casa, poate să ai mare grijă cum comunicați cu oamenii, pentru că vă doriți într-adevăr victorie. Vă doriți victorie, dar uneori victoriile ne provoacă să fim și mai diplomați. Și cinci de spade nu-i deloc diplomat. Dar, fiind casa a cincea, încercați să găsiți soluții creative. E 5. 5 e creativ. În fine. Hai să vedem. În viitor apare 9 de cupe, regele de cupe și 5 de monede. O stare de bucurie, de dragoste, de emoții copleșitoare, care, dacă reușiți să faceți această colaborare, să construiți sau să reconstruiți ceva, veți avea multe bucurii. Multe bucurii. Dar bucuriile astea atrag și concurență. E 5 de bâte. Atrag și concurență. Pe de altă parte, trebuie să, afară de concurență, trebuie să vă zbateți voi pentru această fericire. Alt 5, dar altfel, exact ce am zis mai devreme, 5-ul creativ, că bâtele sunt creative. Da? Dar pentru că bâtele manifestă în realitate și spadele într-o lume mentală, încercați să vă schimbați felul în care... Cinciu schimbă. Schimbați-vă felul în care gândiți. Studiați, am zis, repet, dați în urmă, da? Și veți manifesta creativitate. Fiți un pic copil, pentru că cinci de bâte poate fi copil. Da? Din luptă te poți transforma... lupta se poate transforma într-o joacă și joaca într-o luptă, da? Într-un război. Care câștigă. Mare grijă. Mare grijă. Totuși, 9 de cupe și regele de cupe, ce înseamnă? 9 și cu 1, 10, fericire maximă, da? Manifestați o nouă dragoste, măi, se întâmplă ceva. Apare magicianul, asul de cupe și îndrăgostiții. Manifestați o nouă dragoste. Cum o manifestați? Trebuie să pun acum toate cărțile pe masă.
Pentru că în prezent există niște conflicte mentale, dar să zicem că e datorită acestui Mercur retrograd. Poate că sunt niște situații care vă mai influențează din trecut, vă mai influențează în prezent. Ar mai fi o variantă pentru unii, nu pentru toți. Posibil un semn de aer acela pe care l-am văzut mai devreme. Stai să bem un pic de ceai. Dacă ați fost într-o tăcere, dacă a fost o tăcere între voi și un semn de aer, acest semn de aer să-și dorească colaborarea cu voi și să încerce diferite tactici. Că ar fi fost jocuri mentale până acum care v-au pus în tăcere, greșeala lor. Acum să încerce niște tactici și să încerce să vă câștige încrederea și implicarea în această, eu știu, reconstrucție. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Asta pentru că văd că apare nouă de cupe și regele de cupe. Dragoste profundă, împlinirea tuturor dorințelor, nouă de cupe, ce poate fi mai minunat, nu? Și 5 de bâte, după ce cineva se zbate, se luptă, dar cineva trebuie să se lupte pentru dragostea asta. Acum, poate că și persoana are niște planete în zodia leului, că altfel nu v-ați fi atras, nu? Sau un semne de foc care îi fac combativ suficient cât să se lupte pentru această dragoste. Măi, cineva vrea să manifeste. Veți vedea și prin martie și lunile următoare. Ia uite. Magicianul, asul de cupă și îndrăgostiții. Vrea să manifeste o nouă dragoste. Nu era în plan să le scot, dar urmează după această luptă pentru o dragoste adevărată. Hai totuși să și clarific. Cine acest 5 de spade? Clarificăm. Uf! Nu mult, a? Uite, măi. Băi, deci nu se poate. Nu se poate. Pentru unii să fie cineva cu marcaj în berbec, taur sau balanță. Dar nu obligatoriu. Cineva care s-a controlat, am zis, a făcut niște jocuri mentale, s-a controlat, a vrut controlul, a vrut să vă și cucerească, mai mult fizic decât intelectual sau emoțional, da? Balanță pentru unii. Și pentru că nu prea a mers cu voi, acum ce-ar dori o comunicare emoțională, pentru că vă urmează 9 de cupe și regele de cupe. Își dorește o comunicare emoțională. Să vă împăcați, să-și exprime, cum a zis, interesant, da? Cum a zis mai devreme, să-și exprime emoțiile. Am văzut asul de cupe și regina de spade. Regina de spade care poate să fie balanță. Acum, pentru unii, știu că ascultă cineva care cineva care este într-un triunghi amoros. Există acest împărat șef, da? Această aventură, această balanță există. Știu la cine mă refer, doamna știe, da? Discuții emoționale, dorința de a cuceri pe cineva. Deci, pentru cineva, doamna știe la ce mă refer, acest 5 de spade se referă la șeful și soția șefului, da? În fine. Dar nu pentru toată lumea. Da, cineva vrea să lucreze. După ce a blocat abundența, a blocat un potențial, l-a blocat. Acum ar vrea să lucreze. Rămâne de văzut cum vă va convinge, cum vă va cuceri, pentru că după atâta pauză sau după atâtea jocuri mentale, lei au și ei mândria lor, nu? E normal să o avem. Ce ar mai trebui să clarific? 3 de monede. Trei de monede. Clarificăm 3 de monede.
A ce se referă exact acest trei de monede? Trei de monede, clarificăm trei de monede. Cineva vrea să se întoarcă, eventual, pentru unii. Am văzut șase de spade. Cinci de cupe. Cineva regretă. Regretă că a pierdut o oportunitate. Regretă că nu s-a ocupat de cele două suflete perechi și a stat în acest triunghi, în petreceri, în dezamăgiri și nu s-a implicat în această construcție, în construirea unei relații stabile a lui patru, da? Pentru alții, semnul de pământ regretă ceva. Ca, văd că avem fecioară de două ori. Semnul de pământ regretă ceva. Trebuie să se vindece. Cinci de cupe. Te rog frumos, clarificăm și cinci de cupe. Ia uite. Regretă acest 10 de cupe. Momentul în care, sau oportunitatea, sau posibilitatea de a crea acest 10 de cupe, un ideal, o familie frumoasă, perfectă. Și care din niște motive, din 10 a ajuns la 5, s-a rupt în două acest ideal. Că nu s-a implicat la timp, că a fost un triunghi pentru unii. Amoros. Pentru unii știu, da? Și triunghiul, dragilor, nu înseamnă musai să se ducă cu cineva. Și faptul că are personajul în gând, în suflet, este suficient cât să nu se mai implice total în relație, da? Nu trebuie musai în acest triunghi amoros ca cineva să se ducă practic cu altă persoană. Pentru că sunt cupe aici, da? Sunt emoții. Inima își împarte inima cu altcineva. Nu mai aveți exclusivitate. Și atunci, nici 10 de cupe nu mai este 10, se rupe pe din 2, ajunge la 5, la 4, da? Și totuși, uite că în viitor apare 9 și cu regele de cupe. Bucurie maximă. Cineva tot luptă pentru această împăcare. Ia. Au fost niște secrete. Clarifică în 5 de bâte. 5 și 4. Cine se luptă, se luptă pentru 4, pentru o relație stabilă, pentru casă, eventual să o refacă. Sau dacă nu e vorba de casă, că nu sunteți toți căsătoriți și căsătorite, se luptă să manifeste acest suflet pereche. Care s-ar fi putut, am zis, v-am dat mai multe variante, vă rog frumos, discerneți, da? S-ar fi putut manifesta mai de mult. Prin trei de cupe. Întâlnirea cu sufletul pereche. Dar din niște motive cineva a amânat, a făcut jocuri mentale, a vrut să aibă controlul, a vrut să fie un playboy, da? Și n-a manifestat justiție. Nu a manifestat în aceste condiții. Dar acum să zicem că acest personaj vrea, rămâne de văzut. Da, cinci și cu... Dacă nu-i balanță, ar putea să fie berbec. Interesant. Pentru unii. Dar am văzut totuși un semn de aer la un moment dat. Cine este regele de cupe? Că e a doua oară când l-am văzut. Regele de cupe. Clarificăm regele de cupe, te rog frumos. Bine, clar că e euforie. Cu 9 și cu 10 e euforie, dar mai spre sfârșitul lui februarie. Da, este o dragoste care consumă. Probabil că din acest motiv vrea să se întoarcă și să refacă ceva. Cine o veni în viața voastră? Pentru că n-am cum să nu zic de acest lucru. Pentru că următoarele cărți arată manifestarea unei iubiri excepționale, da?
Trei de cup înseamnă și suflet pereche. Întâlnirea cu sufletul pereche. Amânată din niște motive. Din prostie, da? Din nebun, din nebuneală. V-am dat mai multe variante. Vă rog frumos, găsiți-vă. Și acum, această consiliere înseamnă să-i ascultați pe cei care vin la voi. Ca o strategie, faceți discerneți că era regina de spade între strategiile pe care le adoptă în fața voastră, ascultați-le inima, chiar dacă ei vorbesc cu mintea și cu buzele, ascultați-le inima. În momentul în care îi ascultați, priviți-i în ochi și în inimă. Acolo este locul leului, da? Și acolo puteți voi să înțelegeți. Consiliere, e o discuție între voi și cineva. Și între timp, eventual, dezvoltați-vă toate aceste aspecte intuitive, profunde. Văd că justiția apare de două ori, da? Nevoia de a se face dreptate într-o situație neclară. Măi, cărțile arată frumos, mai ales următoarele care ies din etalare oarecum. Am făcut 3 și 3 și 3. Dar 4, ce înseamnă? Nu înseamnă suflet pereche, flacără, geamănă pentru unii, slavă Domnului, Doamne ajută. Magicianul pentru unii, cu fi geamăn, cu fi fecioară, cu fi berbec, prima zodie. Poate fi oricine, de fapt. Oricine poate să manifeste dacă știe să manifeste. Și mi-e interesant la acest as de cupe, avem un ritm lunar. Dacă știe să manifeste cu luna, va manifesta această dragoste spectaculoasă. Ori facerea căsniciei, ori construirea unei relații de lungă durată. Măi, e frumos, în principiu, e frumos. Doar că acum, în februarie, au venit aceste cărți mai contradictorii și normal să apară. Ar fi fost chiar anormal, pentru că e Mercur retrograd deja. Asta e. Uite, un suflet pereche al vostru care a simțit multă pasiune pentru voi, posibil de la distanță, dar nu obligatoriu. Un suflet pereche care ar fi vrut să vă cucerească, să vă povestească ce vise au, ce. Cum sunteți? Ați picat în viața lor de ca și când ați fi picat din nori. Dar, da, sunteți împărăteasă, împărați pentru ei. Corfi balanțe, corfi tauri, corfi. Eu știu ce zodie. Asta mai puțin contează. Acest personaj a simțit această. V-a recunoscut sufletul la un moment dat. Și ar fi vrut să vină să-și recunoască emoțiile, dar n-a avut curajul cu doi de spade. Doi de spade pentru mine e Marte în balanță sau niște planete în balanță care refuză emoțiile. Asta e tendința multor balanțe, decât dacă au planete în semnul de apă. Dar nici așa, nici așa, în fine. Aici, în relație cu voi, soarele, voi chiar dacă această comunicare cu acest suflet pereche s-a blocat, voi ați strălucit în continuare și asta v-a făcut mai puternici. Și fiind mai puternici și mai strălucitori, ați depășit starea de sărăcie relațională în care v-au pus, da? Și da, au fost dezamăgiri pentru că acest personaj va veni foarte încet sau vine foarte încet în viața unora, atât de încet încât n-ați mai crezut sau nu credeți că o să mai vină, dar o să vină. O să vină. Pentru unii am senzația că acest personaj vine de la un drum, că am văzut 8 de spade și de bâte și lumea. Dar și ei au fost foarte dezamăgiți, nu doar voi, și ei. O trebuie să-și transforme felul în care gândesc, să iasă din niște blocaje, să iasă și ei din niște situații. Poate că n-au avut bani, poate că n-au putut să călătorească, în fine. A bine, că ar fi putut să comunice, dar nici asta n-au făcut-o, situație și situații.
Ce este fain este că s-a păstrat sau prima carte care a rămas vizibilă este Regina de Monede, care înseamnă o valoare. Aveți o valoare pentru ei. Ce normal. Pardon. Cine are planete în leu are cea mai mare valoare. Sunteți regali, nu doar așa valoroși. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Confirmați-mi și mie ce se potrivește din ce am zis cu viața voastră personală. Vă selectați bine mesajele. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ce mult am vorbit. Pa, pa, vă pup!